Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 3 din testul de antrenament 2, Evaluare Națională 2021. Această problemă are scopul de a ne ajuta să recapitulăm calculele cu numere reale, mai precis, scoaterea factorilor de subradical, operațiile de adunare și scădere cu radicali, media geometrică a două numere reale. Așadar, se dau numerele A și B din problema pe care tocmai o prezint. La punctul A, ni se cere să arătăm că numărul real A este egal cu 2 radical din 7 plus 8 radical din 2. Vom trece la treabă. Așadar, în primul rând, vom descompune numerele de subradical 175, 98, 63 și respectiv 50. Și vom scrie că numărul real A este egal cu radical din 175 este 5 la a doua ori 7, minus 98 se scrie 7 la a doua ori 2, minus 63, care este 3 la a doua ori 7, plus 3 radical din 50, care este 5 la a doua ori 2. Vom scoate factorii de subradical și vom obține că a este egal cu 5 radical din 7, minus 7 radical din 2, minus 3 radical din 7, plus 3 ori 5, adică 15 radical din 2. Așadar, adunăm și respectiv scădem termenii de același fel. 5 radical din 7 minus 3 radical din 2 înseamnă 2 radical din 7 și minus 7 radical din 2 plus 15 radical din 2 obținem plus 8 radical din 2, ceea ce trebuia demonstrat. La punctul B, ni se cere să arătăm, de fapt să calculăm, media geometrică a numerelor A și B. Pentru acest lucru vom proceda în mod analog pentru a-l calcula pe B și anume vom descompune pe 28, care se scrie 2 la a doua ori 7, minus 112, care este 2 la a patra ori 7, plus 162, deci radical din 3 la a patra ori 2, plus radical din 2, minus radical din 2 la a treia. Așadar, B va fi egal cu 2 radical din 7 minus 2 la a doua, adică 4 radical din 7, plus 3 la a doua, 9 radical din 2, plus radical din 2, minus 2 radical din 3. Pardon, 2 radical din 2. Adunăm respectiv, scădem termenii de același fel și vom obține 9 radical din 2 plus 2, radical din 2 minus 2 radical din 2, 8 radical din 2 și 2 radical din 7 minus 4 radical din 7 minus 2 radical din 7. Media geometrică a două numere, vă readuc aminte formula, este radical din A ori B. Vom obține așadar că media geometrică a numerelor A și B este radical din 8 radical din 2 plus 2 radical din 7, cât obținusem la punctul A, că este numărul real A, adunarea este comutativă, deci am schimbat ordinea termenilor, și B, 8 radical din 2 minus 2 radical din 7. Vom obține așadar că media geometrică este radical din 64 ori 2, adică 128, minus 2 radical din 7 la pătrat, adică 4 ori 7, 28, adică radical din 100, media geometrică este 10. Astfel, am efectuat un exercițiu amplu de calcul cu numere reale. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!